Bună dimineața! În această dimineață vreau să vorbesc despre, hai să spunem, fetele inteligente. Iar să spună pe Mini că ele sunt inteligente și eu sunt un tâlâmb și toate și ele. Da? O să înceapă ceva de genul în felul următor. Fetele inteligente, când vor să-și iau un băiat, o să înceapă să țipe. Dacă sunt venite de la sat sau comună, musai să fie ca la sfatul popular. Cip și urli și bați din picioare, mai ceva ca și călușarii. Treci mai departe și o să înceapă. Păi da, la oraș, astea să futii. Mamă, dar și să futii toati. Că mai suntem și în post. Și picăm de prost. Trebuie să-mi văd și eu. Știi, să-mi dai la craci sau între craci. Că altfel mă fac de râs. Că sunt proasta orașului, nu culta comunei sau a satului. Mai stai un pic și mai stai un pic. Să uită, bă, dar ăștia la oraș nu poartă bazma. Cam mama sau mătușa mea sau bunica mea. Dă un colo, aruncă în cap, din cap jos, știu. Mai stai și mai stai un pic, ajungi și vezi ceva ce e interesant. Deci, strigă, își dă baticul jos, nu știe să dea la craci ca la oraș, dansează ca la sfatul popular, mai stai și mai stai un pic, și ajungi la o chestie interesantă. Trebuie să cunoască cât mai mulți băieți nătăfliți care s-o destupe. Și dacă mai stai un pic și un pic, stai așa că aici nu se poartă fuste țigăniești. Se poartă pantaloni de blugi sau mini jupă scurtă, scurtă, cu crăpătură să ți se vadă a ta. Opa! Dacă aude tata că am plecat de la oraș, știi? Și toate cele. Pardon, de la. Dacă aude tata sau mama că am plecat de la comună sau de la sat și am ajuns la oraș și sunt toată, tută, toți băieți o să fugă din mini. Așa că începe și face scheme și scamatorii ca Oana. Și unde stai? La vecinul. Și ce te învață vecinul? Și să-mi las baticul. Astăzi baticul. Mâine să te îmbraci cu fustă, cu crăpătură, ca să vadă a ta, nu știu, craci. Coadă, păsărică, să fie mulată, ca atunci când te pleci să audă. Așa. Mai stai și mai stai un pic și ce te mai învață să dai și la crani. Și după care, la sfârșit, îți ia și bani și de chirie și de toate cele și plânge după tine pentru că tu i-ai făcut o șorbă românească sau un borș. Dar nu de piești, ci îi pui că e bun. Și ți-a spus la chiloții afumați de bă și în ele. Și ajungi, a, și musai, musai să-ți iei o mașină. Dar nu, Logan, nu, Logan, că Dacia nu mai produce decât Logan.
Ieri eram prin oraș și începuseră toți să strige, dar de când produce Dacia mai multe mașini? Adică o gamă variată, vreau să spun. Păi cum de când? Cam de când, de înainte să vină Renault. Era Dacia pe carburații, Dacia pe injecții, 1310, 1000, nu știu ce. Nova, pe injecție și carburații. Supernova, opa, și a venit și Renault. Dacia 1307, Dacia Pickup, știi? Uai, naibii, ăștia fac mașini ca lumea. Îți dai seama, pentru a noastră piață din Est, este o oportunitate. Și așa a venit ieri nou la noi în țară și a investit. Și acum, de când să producem mai multe mașini decât Logano și de când au apărut? Păi cum? Acum se uită tot și își fac cruci. Cum? Dacia Logan? Dacia Logan MCV? Dacia Dorcăr, Dacia Logi, Dacia Duster, știi, adică începe. Deci, mă, să-i să nu ții Dacia, că e proastă la oraș. Dacă vrei să cari cu ea fumul, ai decât pui cârligul ca la vechea Dacia și tragi. Dar dacă vrei și una și cu putiere și pe așa, mă, să-i să ții mașina poporului nemțesc, Volkswagen. Știi? Astea sunt sfaturile lui. Volkswagen, Volkswagen. Și spune-mi și ce motor să iau? Musai 1.9 TDI, TDI pe motorină, că trage și rage mai ceva ca măgarul de la scara cealaltă. Mai stai și mai stai un pic. Acum că te-am învățat, acum trebuie să începi să îți faci un prieten, o prietenă, dar nu uita că musai la oraș telefonul este un must have. După ce termin cu telefonul, cu must have, trebuie și căști, hands free, că ți-a permis-o domnul polițist. Mai stai, mai ce, stai un pic, dar dacă găsești mașină cu hands free, ești scoasă, ești mamă. Și nu uita, musai, trebuie să fie și aer condiționat. Așa, am uitat. Și dacă n-am permis? Păi dar cum? Dacă n-ai permis, iau eu mașina și dă primul. Că doar ți-am dat toate sfaturile, trebuie să mă plătești. Știi? Mai stai un pic și mai stai. Și musai, te duci, faci școala de șofieri pe o mașină mai mică, mai mare. Și ți-o cumperi pe cealaltă, dar puternică, să orbehă, e bă, frate, bă, mă înțelegi, un caciuc, Hohlenderul de Florin Piersic. Și după care începe, și musai să cunoști băieți cât mai mulți la oraș și accentul să ți-l schimbi din, nu știu, de sat, de comună, de moldovean, de ardelean, de craiovean, în cel de orășan. Și la sfârșit de tot, îți iese poate și un mariaj. Poate. Dacă nu încep tu. M-am săturat să fiu așa singurică, singurică și să stau singurică în casa lui nu știu cine. Și să-i plătesc chirie și să mă învețe pe mine și niciun băiat nu mă place pe mine. Mi-a pus și mine jupă scurtă și crăpată și pe față și pe spate. Mi-am pus decolteu în veu. Am renunțat și la batic și mi-am luat ori meleu, ori BMW. Știi? Mai stai ce mai stai un pic. Dar nu mă bag în seamă, dar nu e bun la craci, nu e bun. Parcă aș mai încercat ceva cu alt băiat, știi? Încă unul și încă unul și încă unul și tot așa. Până când într-o zi începe să-ți vorbească ca un orășean adevărat și a pus decolteu în V ca să vadă dotările și după ce își vede dotările
și a ascultat și sfaturile, e momentul să spună: eu te iau de soț, dar începe cum era faza cu sfatul 1. Trebuie să-mi dai la craci. 2. Trebuie să mă iubești necontenit. 3. De vreau să țip, țip. De vreau să urlu, urlu. De nu, nu. Și mai bine. 4. Ne facem familie împreună, dar eu conduc în casă. 5. Ce ar mai fi? Dacă vreau să mă duc nu știu unde, păi musai să mă duc nu știu unde cu nu știu cine, dar nu cu tine. Păi de ce? Pentru că ți iese fata, ți iese. Înțelegi? Nu cu el, nu cu el. Și ce e așa? Păi da, dar cum să spun eu? Nu mai are cine să-mi spele, să gătească, să încalce, să-mi țină companie. Mai stai un pic aici, mai stai un pic. Să-mi plătească chirie și toate cele. Să-mi dea mașina ta sau să iau mașina ta, să se plimbe cu ea. Păi, stai mă, frate, tu stai aici în chirie la mine, mi-ai adus cuptor cu microunde, pentru sfatul nu știu care, mi-ai dat benzină și motorină și mașina să mă plimb, să-mi fac treburile, mi-ai gătit, mi-ai spălat și acum mă lași în curul gol ca la maimuțe. Păi, na, nu ți-ar fi rușine, te-am adus de la sat și comună și te-am făcut orășeancă bună. Bună de bună. Cam așa e viața. Deci, naivă, o să ieși înainte cu colivă. Deci, deșteaptă, scapi singură. O zi plăcută în continuare.